Accidentul s-a produs în jurul orei 14 pe drumul național 5 între localitățile Plopșoru și Uzunu, la aproximativ 20 de kilometri de Giurgiu. Șoferul unei Dacii, care venea dinspre municipiu, a intrat pe contrasens, fiind izbit în plin de un tir înmatriculat în Bulgaria, care circula regulamentar. Bărbatul n-a avut nicio șansă de supraviețuire, Dacia fiind târâtă pe carosabil aproape 40 de metri. Din primele cercetări, intrare pe contrasens, lovire frontală cu un autotir care circula din sens opus, e posibil să fie oboseală la volan, să fie adormit, e posibil să fi făcut și alte activități în timpul mersului. Cert este că din impact a rezultat decesul unei persoane. Ați văzut și dumneavoastră, impactul a fost destul de violent. Autoturismul Dacia, care a fost implicat, a fost târât de către autotir 39 de metri. Conducătorul tirului bulgăresc a susținut că mașina i-a apărut în față și că șoferul ar fi adormit la volan sau ar fi fost băut. Rumania, șofer, Dacia. În accident a fost implicată și o auto specială de intervenție a societății comerciale Electrica. Aceasta s-a răsturnat în șanț, fiind acroșată de tir. Sosiți la fața locului, polițiștii de la rutier au întrerupt circulația pentru tiruri până la eliberarea carosabilului, în timp ce mașinile mici au fost redirecționate pe un drum agricol.